Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă explic cum puteți realiza partajarea unei resurse încărcate în Google Drive, fie prin trimiterea automată a linkului, fie prin copierea linkului și transmiterea către utilizatorii cu care doriți să faceți partajarea și totodată să vedem cum puteți gestiona drepturile pe care le acordați utilizatorilor cu care ați realizat respectiva partajare. Un prim pas este să intrăm în Google Drive, o operațiune pe care am învățat-o încă din tutorialul anterior. Pasul următor este să accesăm meniul pentru realizarea partajării. Mare atenție, modul în care accesez meniul pentru partajarea pe un folder, pe un dosar, este identic cu modul în care accesez meniul pentru partajarea pe un fișier dintr-un dosar. Vedeți că este exact același meniu. Cum accesez meniul? În partea de jos a dosarului, în partea dreaptă jos, în partea de jos a dosarului și a fișierului, aveți un semn redat din trei puncte. În momentul în care punem degetul, selectăm acest semn, se deschide următorul meniu. În primul rând apare numele dosarului. Dedesubt avem Trimiteți. În momentul în care am accesat instrumentul Trimiteți, pur și simplu de aici va trebui să scriu adresa celui cu care fac partajarea, cu care împart acea resursă. În cazul meu, acest folder. Am să scriu aici Marian .cârlic.64 alunșcolaradovanu.ro. Ce rol vreau să aibă cel cu care am făcut partajarea? De editor, asta înseamnă că îi dăm drepturi absolute și poate să copieze, să șteargă, să descarce, să facă ce vrea cu acel fișier. Drept de comentator, adică poate să pună numai un comentariu la acel fișier. Sau drept de cititor, adică poate să citească resursa respectivă, dar nu poate să o editeze, nu poate să facă nimic în plus cu resursa respectivă. Eu am să las rol de editor. În partea de jos puteți să scrieți și un mesaj către persoana respectivă pe acest folder vom lucra. Când totul este gata, apăs pe săgeata din partea dreaptă. Îmi spune că trimite eu sunt pe adresa de EduCred și trimite către o persoană care nu face parte din grupul de lucru de pe Google și mă întreabă dacă sunt de acord și sau trimiteți. Vedeți că în dreptul, pe dosar probă, cred, apar două mici personaje, două mici imagini. Acest lucru îmi demonstrează că resursa respectivă este partajată cu cineva. Ce opțiuni mai avem? Gestionați persoane și link-uri. Cine are acces? Vedeți, Marian Cârlig, Marian care este proprietarul, și iar un alt Marian Cârlic, dar o altă adresă de mail, marian.cârlic.64. Deci vedeți că apare aici. Setările privind linkurile. Este restricționat, deci numai persoanele adăugate pot deschide acest link. Deci în această situație, numai cele două adrese indicate la acces au dreptul de a accesa acest link. Pentru că este restricționat. Dar dacă vreau să schimb modul de accesare, mergem tot aici la restricționarea schimbați. Mergem și aici iar. Din restricționat pot să merg să aibă drept de acces toți cei care se află în grupul Ministerului Educației Proiectul Cred. Sau oricine are link-ul. În acest moment, oricine are acest link poate să acceseze resursa.
Dar aici mare atenție cu cui dați linkul respectiv. Pentru că dacă am setat securitatea în acest mod, cel care i-am dat linkul poate să transmită linkul la N persoane și acele persoane vor avea și ele dreptul potrivit setărilor pe care le-am făcut aici. Ce pot face cei care accesează? Exact la fel, cititor, comentator, editor. Dacă vreau să schimb modul de accesare, o să dau iar pe restricționat și numai aceste două persoane au dreptul să acceseze linkul și să lucreze pe acea informație. Adăugați cu stea. Aici pur și simplu ne pun o stea în funcție de importanța pe care o dăm noi în Google Drive folderul respectiv. Copiați linkul. În acest moment s-a copiat linkul de partajare. Dacă el este, nu este restricționat, pot să-l pun pe grup, pot să-l pun pe Facebook, pot să-l pun oriunde doresc și poate fi accesat de oricine are linkul. Dar dacă setările sunt pe restricționare, numai cei care, pe care i-am adăugat eu pot avea acces la acel link și la acea resursă. Deci mare atenție la setările de securitate. Redenumiți, se face redenumirea folderului, să schimbăm culoarea folderului. I-am schimbat culoarea. O comandă rapidă, pot să adaug o comandă rapidă către Drive pe desktop sau pe telefon ca să accesez mai ușor. Dacă vreau să-l mut folderul respectiv dintr-un loc într-un alt loc, dintr-un folder în alt folder, detalii și activitate despre folderul respectiv, când a fost modificat, unde este localizat și cine are acces la el și ce activitate s-a făcut pe acel folder. Pot să-l pun în ecran de pornire și de la coș, de la eliminat, pot să elimin folderul sau fișierul respectiv. Atenție! Acest meniu este valabil și în momentul în care vreau să lucrez în felul acesta pe un fișier. Ok. Cam aceasta ar fi despre folosirea instrumentelor de partajare. Vă doresc mult succes. Vă doresc să lucrați în acest mod cu elevii dumneavoastră, pentru că în felul acesta îi veți învăța să lucreze în echipă, dar fiecare lucrând de acasă, de la biroul lui, și puteți duce învățarea dincolo de pereții sălii de clasă. Vă doresc încă o dată mult succes și vă salută cu drag Marian. Toate cele bune!